Tragedie în această după la Piatra Neamț după ce o elevă din clasa 7 de la școala gimnazială Elena Cuza a murit în timpul unui antrenament de volei. Adolescenta de 14 ani fiind legitimată la clubul sportiv școlar din oraș. Fetei s-a făcut rău în sala de sport și a fost solicitată imediat o ambulanță. Medicii au resuscitat-o mai bine de o oră și jumătate, însă a murit la spital. Potrivit clubului sportiv școlar din Piatra Neamț, antrenamentul la care participa adolescenta era de intensitate redusă, iar fata și-a pierdut cunoștința brusc. Eleva a efectuat vizita medicală periodică la cabinetul de medicină sportivă cu care unitatea are contract și avea viza medicală valabilă. De asemenea, din cele relatate de părinții sportivei, aceasta a fost supusă unor investigații medicale chiar la începutul anului 2023 și nu s-a evidențiat nicio problemă medicală incompatibilă cu practicarea sportului de performanță.